Bun găsit! Vineri 20 iunie la Suceava a fost semnat contractul de asociere privind dezvoltarea infrastructurii intrajudețene între consiliile județene din Suceava și Iași. Ambii șefi de instituții, Cătălin Nechifor și Cristiana Domniței, și-au exprimat speranța ca în 2016 să înceapă efectiv lucrările pe acest drum, ce are aproximativ 170 de kilometri în total. Costul estimativ se cifrează la o sumă de peste 79 de milioane de euro. Axa 1 este Iași-Suceava, cea mai importantă pentru noi. Traversează multe comune, deservește aproximativ 55.000 de locuitori, fără cei din orașul Iași, ceea ce și are un cost evaluat de noi, dacă ar fi fost să-l socotim per capita, cât am evaluat noi costul drumului, la câți cetățeni deservește, de undeva la 1.200 de euro per cetățean, per locuitor. Ceea ce nu e un preț nici mare, dar nici mic și, în schimb, este foarte, foarte eficient. Așa încât eu am toată încrederea că acest proiect va merge bine la capăt. Deja amândouă județele au experiență pe lucrări de acest gen, astfel încât nu cred că ne va prinde anul 2020 când vom termina de implementa proiectele pe care le începem la începutul perioadei de programare. Deci dacă noi suntem astăzi înțeleși în 2014, facem proiectarea împreună în acest an și exact când se deschide colul la POR pentru proiecte de infrastructură, noi vom depune acest proiect comun și în măsura în care el va fi aprobat cu celeritate, pentru că nu are sens să lăsăm timpul să treacă fără folos, putem trece imediat la licitație și eu cred că ne poate prinde anul 2016 cu utilajele pe șantier. Dacă lumea e serioasă și se ține de treabă, aici includ Guvernul României, cele două administrații județene și companiile care să vină să participe, pentru că și închei, astăzi, când vorbim noi, încă nu există semnat acordul de parteneriat între România și Comisia Europeană. Deci noi nu știm exact ce axe de finanțare sunt, cu ce sume și pe care putem să aplicăm. De aceea așteptăm cu maxim interes ca acest lucru să se întâmple. Și dacă ne uităm puțin pe hartă, pentru că avem conturat acest profil de legătură pe drumul județean între Iași și Suceava, constatăm că de fapt nu e doar un simplu drum județean interjudețean și Iași și Suceava. E de fapt o alternativă la cele două frontiere, la Ucraina, la punctul de trecere a frontierei Siret, dar și, cred, pe harta pe care am în față, la Ungheni, dacă nu greșesc, pe harta Iașiului. Ei bine, prin această dezvoltare de proiect care totalizează un număr important de kilometri, circa 100 și vreo 70 de kilometri aproximativ, pot face o legătură mai fluidă către Republica Moldova, care știm foarte bine deja este într-un parcurs european foarte bine definit, dar și către Ucraina, care la fel, după cum știm, va semna în scurt timp, cred la finalul acestei luni sau luna viitoare, acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Practic, prin această măsură pe care împreună cu Consiliul Județean Iași o luăm și o dezvoltăm, vom reuși să avem căi rutiere foarte bine puse la punct pe relația România-Ucraina-Moldova, dar evident și cu țintă clar definită pentru cetățenii care trăiesc într-o parte și într-alta a celor două județe. După prezentarea proiectului, în sine a urmat semnarea contractului. Vă propun să și semnăm acordul. Mulțumesc. Dacă totul e clar, la acest moment și eu cred că da. Președinte, felicitări. Felicitări și nevastă și doamne. Să-l terminăm cât mai repede, da? Doamne, e important lucrul ăsta. Să ne uităm la colegi. Și la colegi. Și la colegi. Și acum să... Mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Și doamne ajută. Președintele Consiliului Județean Iași, Cristiana Domniței, a și explicat de ce costurile estimate pe zona Iași ale acestui drum sunt mai mari cu aproximativ 100.000 de euro decât pe raza județului Suceava. În județul Iași, singura resursă de piatră pentru infrastructura drumului este tot pe Valea Siretului, respectiv Valea râurilor care afluează în Siret.
Pentru costul per kilometru în Suceava sau în Neamț sau în Bacău, întotdeauna va fi mai mic decât costul pe kilometru în Iași sau în Botoșani, pentru că Iașul, ca și Republica Moldova mai încolo, din cauza reliefului, nu are piatră. Pentru noi, costul unui kilometru pe granița de est a județului, deci comunele care sunt întâlnesc, cum ar fi Răducăneni, dacă ați auzit, sau Comarna, de unde sunt Cireșele, poate în piața Suceava, da? Costul per kilometru de drum județean acolo întotdeauna va fi cu 100.000 de euro cel puțin mai mare decât costul aceleași kilometru de drum în exact aceleași condiții făcut undeva în comuna Hălăucești sau în comuna, sau în, jur, mă rog, în jurul Pașcanului, să dau un exemplu. Da? Toate acestea sunt datorate costului de transport al agregatelor pietrei, mai ales și nisipului, pentru că acolo sunt măcar 100 de kilometri de la balastieră sau de la, nu mai vorbim de cariere, pentru că dacă ai drumuri județene făcute așa cum trebuie, trebuie să ai piatră spartă. Piatră spartă Suceava ia de la Pojorâta, de la Calcarul mai ales. Ia și tot de aici ia. Deci diferența, imaginați-vă că e o diferență majoră de cost logistic al transportului, al agregatelor, între șantierele din Iași și șantierele din Suceava. Eu aș vrea să completez puțin tot vis-a-vis de costuri, de indicatori, pentru că aici, practic, noi avem niște estimări, nu sunt valorile finale. Deci, pentru Suceava, cel puțin, valoarea de 31 de milioane de euro care este estimată pentru această structură rutieră, înseamnă, de fapt, bugetul propriu de dezvoltare, întreținere, modernizare, intervenții pe timp de an la Suceava pe cel puțin 3 ani. Deci vă dați seama că niciodată nu am fi avut șansa ca din bani proprii ai județului să facem astfel de proiect. Cred că lucrul este similar și pentru Iași. Și în egală măsură vreau să vă spun că așteptările noastre sunt foarte mari, pentru că din informațiile care există, aplicația pe POR va fi cu costuri relativ mici pentru beneficiari, mă refer la cofinanțare, mă refer la costuri neeligibile și cred că în final, chiar și cu aceste cofinanțări care sunt din partea locală, aceste investiții se merită foarte mult. E din nou o dovadă a faptului că România poate profita de bani europeni, poate profita de apartenență la spațiul european.